Demisia ministrului educației Sorin Câmpeanu, după ce a fost acuzată de plagiat, a atras mai multe semne de întrebare în rândul dascălilor și al elevilor cu privire la noi posibile modificări în legea educației naționale. Profesorul Florin Ilieș este de părere că noile reglementări ale legii vor rămâne valabile și că munca depusă de echipe întregi de specialiști nu va fi în zadar. După ce Sorin Câmpeanu a demisionat din funcția de ministru al educației, au apărut și o serie de discuții cu privire la eventuale modificări ale noii legi a educației. Așa cum am fost obișnuiți în ultimii ani, ca odată cu schimbarea unui ministru să survină și alte modificări. Parte dintre dascălii hunedoreni sunt de părere că nu se vor schimba regulile în timpul jocului. Eu nu cred că proiectul legii educației va fi modificat substanțial. Cred că în perioada următoare vom asista la o prezentare a proiectului legii educației naționale cu modificările care au fost făcute de către cadrele didactice, organizațiile de sindicat, elevi, părinți. Suntem în această fază cu proiectul legii educației naționale, așa cum a spus și domnul Câmpeanu. Oficialii din minister, echipele de lucru din minister au lucrat la introducerea acestor propuneri pe care noi le-am făcut legii educației naționale. Nu aș crede că vor fi alte modificări și cred că legea va trebui să își urmeze cursul. Profesorul Florin Ilieș consideră că toate modificările aduse legii educației naționale nu înseamnă munca unui ministru sau altuia, ci a unor întregi echipe de specialiști, astfel că nu ar trebui să fie modificări majore aduse acestora. Nu este rezultatul muncii unui ministru, este rezultatul muncii unei echipe de specialiști din Ministerul Educației. Sigur, nu toate prevederile legii la prima vedere par confortabile pentru elevi, pentru părinți, pentru profesori, dar trebuie să pornim de la ideea că învățământul are nevoie de foarte multe schimbări. Legea Educației Naționale este o lege, pot să spun, istorică, legea după care funcționăm acum. În fiecare an, de foarte multe ori, a fost corectată prin ordonanțe de urgență. Nu cred că acesta este cadrul legal după care ar trebui să ne desfășurăm activitatea. Mai multe detalii despre acest subiect, dar și alte informații utile, puteți afla din emisiunea La Subiect, difuzată pe Postul 1 TV, imediat după jurnalul de știri.